Vreau să fiu astronaut. Astronautul este o persoană care știe să piloteze o navă spațială, să lucreze în spațiu și să desfășoare alte activități similare. Uniforma astronautului. Astronauții poartă o uniformă spațială specială atunci când călătoresc în spațiu. Costumul îi ajută să supraviețuiască și îi protejează de căldura sau frigul din spațiu. Există două feluri de astronauți: piloți astronauți care comandă navele spațiale și astronauți specialiști în misiuni spațiale care lucrează cu piloții și efectuează experimente. Instrumentele astronautului: costumul spațial pentru a putea călători în spațiu în condiții de siguranță, tubul de oxigen și masca pentru a respira în spațiu. Cordoane de siguranță. Îl împiedică pe astronaut să zboare în derivă în spațiu. Pistolul de siguranță. Acesta are baterii reîncărcabile de hidrogen lichid, care au o durată mai mare de utilizare în condiții extreme. Detectorul de gaze. Pentru a detecta scăpările de gaz, apă, oxigen, combustibil. Îndatoririle astronautului. Să călătorească în spațiu și să efectueze cu succes experimentele spațiale. Să lanseze sateliți și să întrețină navele spațiale. Să efectueze experimente în spațiu. Să lucreze ca piloți și comandanți pe navetele spațiale și pe stațiile pilot internaționale. Să primească și să monitorizeze echipajele acestora și misiunile. Știați că, în 1958, Administrația Națională pentru Aeronautică și Administrarea Spațiului, NASA, a adoptat termenul astronaut pentru oamenii care erau pregătiți să călătorească în spațiu.